Comentariul biblic McArthur Noul Testament Explicând adevărul divin verset cu verset John McArthur Evanghelia după Matei capitolul 3 versetul 8 Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră Roade vrednice de pocăința voastră Pocăința în sine nu este o faptă, dar faptele sunt rodul său inevitabil. Pocăința și credința sunt legate în mod inseparabil în Scriptură. Pocăința înseamnă întoarcerea de la păcat, iar credința este întoarcerea la Dumnezeu. Întâia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Că cei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Pocăința și credința sunt ca fețele aceleiași monede, de aceea sunt legate amândouă de convertire. Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Versetul 15. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 21 Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Să observăm că faptele pe care cere Ioan să le vadă sunt roade ale pocăinței dar pocăința în sine nu este o faptă, așa cum nici credința nu este. A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 25. Să îndrepte cu blântețe pe potrivnici, înădejdea dacă Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 9. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram”, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avram. Îl avem ca tată pe Avram, Abraham. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 39 la 44. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Isus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu? Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele Tatălui vostru. Ei, i-au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur Tată pe Dumnezeu. Isus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe deavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, Vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cei care îl ascultau pe Ioan vorbind credeau că simplul fapt că sunt descendenții lui Avram, membri ai poporului ales al lui Dumnezeu, le asigura destinul spiritual. Dar adevărații descendenți ai lui Avram sau Abraham, sunt cei care îi împărtășesc credința. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 4, versetul 16. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Abraham, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Și fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, versetele 7 și 29. Înțelegeți și voi, dar că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 10. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Securea a și fost înfiptă la rădăcină. Judecata irreversibilă este iminentă. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 11 Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință dar ce ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrenic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Aici sunt menționate trei tipuri de botez. 1. Cu apă spre pocăință. Botezul lui Ioan simboliza curățarea. 2. Cu Duhul Sfânt toți credincioșii în Hristos sunt botezați cu Duhul. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost Adăpați dintr-un singur duh. Și trei, cu foc. Întrucât focul este folosit în acest context ca instrument al judecății. Aici se referă la un botez al judecății asupra celor nepocăiți. Evanghelia după Matei, capitolul 3 versetul 12. Același are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Lopata de vânturat, o unealtă care servea la aruncarea în aer a boabelor de grâu, astfel încât vântul să le separe de pleavă